Bun găsit la o nouă ediție a Întâlnirilor Capitale. Astăzi vom avea o ediție specială cu un invitat special, profesorul Sorin Antohi, despre care sunt sigură că mulți ați auzit, mulți ați citit cărțile, iar unii chiar i-ați ascultat discursurile și conferințele. Pentru cei cărora numele le spune ceva, dar așa cum spun adolescenții, nu știu de unde să-l ia, le spun că profesorul Sorin Antohi a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din Iași, a fost membru fondator al Grupului pentru Dialog Social, a fost profesor de istorie la Universitatea Central Europeană de la Budapesta, a făcut parte din Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România în anul 2006, iar ca istoric al ideilor, Sorin Antohi s-a distins prin comentariile extinse la opera lui Ioan Petru Culianu, discipol al lui Mircea Eliade și profesor la Universitatea din Chicago. Este fondator al Institutului de Studii Interculturale Orbis Tertius din București, iar mai nou, domnia sa este gazda ciclului de dialoguri, dezbateri, Idei în Agora, găzduit de Casa Cesianu, complex muzeal, parte a Muzeului de Istorie a Municipiului București. În primul rând, bun venit la București FM! Bine v-am găsit! Ați văzut de atâtea ori istoria schimbându-se, oamenii trecând foarte ușor de la o idee la alta, de la un stil de viață la altul. În situația asta, ce mai putem spune despre idei? Ideile se schimbă, numai că există un fond care nu se schimbă. Problema este că majoritatea oamenilor nu au acces la acel fond. Nu au acces din două categorii de motive. Primele sunt de natură clinică. Mulți oameni nu înțeleg ideile, nici pe cele mai simple. Prin urmare, excludem din publicul potențial un mare procent din populația activă. Pur și simplu, el nu înțelege. Al doilea este o chestiune de formație. Și, din păcate, tot mai mulți oameni sunt excluși și ei de la posibilitatea de a se forma în calitatea lor de cititori de idei. Universitățile sunt în declin, învățământul obligatoriu este de foarte mult timp în declin. Nu numai la noi, dar vorbind de România, la noi acest declin este dramatic. Astfel încât am știut că acest program se adresează unui public relativ restrâns. Din acest motiv nu m-am simțit dator să scad nivelul discuțiilor până la a deveni inteligibil pentru improbabilii ascultători sau vizitatori pe internet care ar nimeri acolo din greșeală. Noi vorbim în felul nostru, la nivelul la care și alții ar trebui să tindă. Chiar dacă nu întotdeauna reușesc din prima încercare, dacă reascultă, dacă își iau notițe, dacă se mai gândesc, dacă mai citesc în jur, acum există Google, auzi un nume nou, te poți duce acolo. Poți da peste definiții din Wikipedia, unde greșelile de informare sunt majore, exact ca în prezentarea pe care mi-ați făcut-o dumneavoastră, omisiuni și erori, dar, în orice caz, în mai multe iterații, chiar pe Google poți găsi destul de multe lucruri utile. Pragul aici este, după mine, o formare minimă și un nivel minim de inteligență. Eu spun minim unor lucruri care altor le pot părea maxim, dar este totuși un minim. De la cel minim trebuie clădit ceva. Asta e noțiunea, pentru asta fac acest program. Eu am văzut că ieri elevii au început să se revolte împotriva simulărilor, spunând că acestea le verifică doar nivelul de memorare și nu acela de inteligență. Bine, învățământul românesc este într-o criză atât de profundă de 30 de ani încât nu văd cum se poate redresa. Am cunoscut direct primele spasme ale reformelor învățământului din România, pentru că timp de 11 luni am fost, imediat după 90, după Revoluție, în Ministerul Învățământului. Am fost director general pentru învățământul preuniversitar și lucram în strânsă legătură cu mentorul meu, Mihai Șora. Știu foarte bine tehnic despre ce este vorba.
Am continuat să rămân consultant al ministrului următor, remarcabilul Gheorghe Ștefan. Am dezarmat în momentul în care, trăind în străinătate și văzând că nici o cale de a stabili raporturi profesionale inteligente între instituțiile din Occident și instituțiile centrale ale Administrării Învățământului, Ministerul în primul rând, niciuna din aceste căi nu ducea nicăieri, a trebuit să renunț. Și de atunci sunt un spectator al procesului, care e un declin, bineînțeles. Într-un sistem de învățământ care aproape nu are nicio formă de rigoare, de la preuniversitar până la post-doc, plasarea arbitrară a câtorva examene aberant de grele, stupid de prost concepute, cum ar fi la aceste examene care se simulează acum, nu face decât să introducă mai multă confuzie și să deturneze pe tinerii care ar putea să mai învețe ceva de la vocațiile lor naturale, de la curiozitățile și interesele care țin de o evoluție istorică. La noi asta nu se poate face pentru că, urmând o cale deschisă de pedagogia occidentală în anii 60, într-o perioadă de criză profundă și acolo, din care ei n-au reușit să iasă, motivațiile supreme ale actului educativ s-au schimbat. S-au schimbat obiectivele. Atunci au început să apară ideile care târziu au ajuns și la noi după Revoluție, nu știu ce, competențe, portable skills, depinde de ce limbă și ce fel de paradigmă folosești. Însă toate acestea l-au îndepărtat pe copil de la vocația lui naturală și înclinația lui naturală spre învățare, în care există foarte mult spirit ludic, există o curiozitate, cum sunt, natural. Sunt aceia care nu sunt curioși în niciun fel, bun, dar astea sunt totuși o facțiune, o fracțiune a populației care poate să ajungă la meserii mai modeste, repetitive, manuale și nu e nicio pierdere și ei sunt necesari în marea schemă a lucrurilor. Dar păcat este că sunt strâmbate prin acest proces, sunt deturnate de la evoluția lor naturală, minți care aveau un punct de plecare bun și care, expuse acestui aparat de imbecilizare prin memorare fotografică, mecanică, reproducere similară și fără niciun fel de formare pentru gândirea critică, se ajunge aici. Deci, de exemplu, nu m-aș întinde prea mult. Bacalaureatul din România este un sistem atât de arbitrar, atât de cretin, încât te lasă visător. Nu se poate compara cu nimic din ceea ce știu din alte țări. Ei, cu toate acestea, la noi asta se țin. Ei au crezut că administratorii învățământului și unii dintre pedagogii lui au crezut că o operație brutală la o vârstă nepotrivită de 17-18 ani asupra unei categorii demografice în scădere rapidă este soluția potrivită pentru a avea studenți de bună calitate. Se obțin două lucruri. Copiii sunt obsedați din primii ani de liceu deja să atingă, să poate rezolva problemele în general stupide pe care le vor avea la bacalaureat, bazate pe memorizare. 1, 2. Școala românească, incapabilă să rețină din motive sociale complexe toată grupa de vârstă care începe la grădiniță până la clasa 12-a, deci pierde pe parcurs o mare parte din cohorta de vârstă, mai pierde odată, într-un mod stupid și sinucigaș pentru sistemul de învățământ superior, printr-un bacalaureat aberant. Prin urmare, universitățile culeg ce mai rămâne, și anume ce mai rămâne după emigrare, abandon școlar, ratarea examenului de bacalaureat. Nu mai rămâne prea mult. Vedeți implozia curentă a sistemului de învățământ superior, unde administratorii sistemului au înțeles că lucrurile se duc, practic, se duc dracului și rapid, încât mi-e greu să văd un viitor viabil pentru o serie de discipline, începând cu disciplinele umaniste. La disciplinele tehnice sau la științele zise tari, matematică, fizică,
numărul de studenți scade vertiginos, numărul de candidați pe loc a scăzut sub un nivel pe care îl poți afirma în public, pentru că sunt facultăți la care apar mai puțin candidați decât locurile de la buget. Deci un sistem în derivă, care e lovit de contracția demografică, așa cum spuneam, și lovit de o criză majoră de orientare legată de ceea ce va avea nevoie societatea de la această grupă de vârstă precisă, de la această generație, dacă extindem puțin. Pe de altă parte, crize ale sistemelor educaționale au mai fost în istorie. Și apoi au urmat revoluții. Și aici mă gândesc la Ian Amos Comenski. Da, sigur, dar nu se pot compara. Comenius venea dintr-o cu totul altă lume, funcționa într-o cu totul altă lume. În primul rând, și nu e pertinent. Nu, acolo era o situație în care reforma și contrareforma în felul său fiecare stimulaseră accesul la litera scrisă, rata de alfabetizare creștea odată cu dezvoltarea industrială într-un mod exponențial, astfel încât o pedagogie generală care de adminteri încă ținea de o mistică foarte riguroasă la Comenius, de o viziune utopică, mistică, pedagogică, spiritualistă, dacă spunem în termeni moderni, da, aceea cu acest nucleu fierbinte care era de natură mistică, speculativă, cu asta a câștigat societatea. Nu cu prostiile de astăzi, barem, test grilă, nu știu ce, și post bun la bancă sau la întreprinderea de calculatoare. Se pot salva din sistemul de învățământ actual, desigur, componentele care duc direct la o activitate practică, de la disciplinele biomedicale, care au, desigur, un public tot mai vast prin îmbătrânirea populației în România și în străinătate, până la toate disciplinele tehnice care au un debușeu evident. La celelalte, declinul mi se pare irreversibil și nici un alt Comenski nu văd la orizont, în orice caz. Nu cred că aici este. Problema ar fi dacă, asta e valabil și pentru Occident, dacă nucleul de științe umaniste din universitatea tradițională, care include universitatea tehnică de tip german, humboldtian, după sfârșitul secolului XIX, fiindcă și în acele universități tehnice, științele umaniste erau în nucleul central pe care parcurgeau toți studenții. Toți absolvenții trebuiau să fie expuși de discipline tehnice. Unui curs de filozofie, unuia de istorie, unuia de limbă, literatură, lingvistică, deci sociologie, antropologie. Deci oamenii ieșeau într-o formă sau alta cu o anumită formare, fie și minimă, în domeniul umanist. Nu neapărat cu cunoștințe, deci atunci se învăța serios și oamenii plecau din școală și cu aceste cunoștințe. Despre asta s-a uitat complet. Învățământul de astăzi nu mai pune occidental. Nu mai dă doi bani pe ideea de cunoștințe acumulate. Cunoștințele acumulate nu se acumulează numai prin memorizare mecanică, ci se acumulează printr-o raportare critică permanentă, printr-o inițiere. E, astea au dispărut. Atâția ani în învățământul românesc, înainte de 89, nu se punea un foarte mare accent pe critică. Nu, sau ni se spunea că la un moment dat, da, anumite lucruri se petrec în societatea occidentală. Dar în societatea care era atunci, aceste probleme au fost rezolvate. Nu mai există contradicții, nu mai există... Nu, asta e un clișeu. Nu. Există în primul rând o perioadă dinainte de 89, nu e un monolit. Există mai multe vârste și perioade în acești 42 de ani de comunism de stat, în care, pe de o parte, în prima perioadă, care este o perioadă de represiune activă, persistau în ansamblul societății și inclusiv în sistemurile educative cu toate epurările, persoane formate înainte, care erau formate în stilul unei viziuni enciclopedice despre cunoaștere, cu elemente de spirit critic și de discernământ. Prezența lor, fie și în marginea societății, a constituit o resursă educativă colosală.
Eu, născut în 1957, am învățat direct de la oameni care fie nu aveau dreptul să predea după ieșirea din universități, de multe ori unii au trebuit să facă un ocol pe la închisori, fie nu aveau dreptul să predea, fie erau marginalizați. Dar eu am avut șansa să învăț inclusiv gândire critică, enciclopedică, să devin poliglot în acel cadru. Deci, dezastrul a apărut după mine pe măsură ce acea generație formată în perioada interbelică și în perioada imediat următoare a început să dispară. Iar resursa extrașcolară, care era esențială pentru cineva ca mine, a fost esențială, deci întâlnirile în afara spațiului școlar pe care le-am avut cu oameni ca Mihai Șora, Adean Marino, Alexandru Zub și o listă lungă, aceste întâlniri extrașcolare au fost pentru mine mult mai importante decât tot ce făceam la școală, chiar în momentele în care eram elev și student eminent. Când aceste resurse, cum spun, au fost din nefericire, pentru că așa merg generațiile și așa merge istoria, au devenit tot mai, persoanele acestea excepționale au devenit tot mai rare și mai puțin accesibile, s-a mai întâmplat ceva, a venit această politehnizare tardivă a învățământului general, introdusă după anul 1977. E o politehnizare tardivă pentru că cea inițială se făcuse sub Hrușciov deja în sfera sovietică și la noi întârziase. Deși licee industriale se relansaseră, școli profesionale și de maestri existau, liceele clasice, în sensul de secție reală și umanistă, nu neapărat de limbi clasice, aceste școli subzistau. Ei, acolo, generația mea încă a putut să formeze într-un fel interdisciplinar și cu rudimente de gândire critică, mai ales în jurul formării științifice. Deci, liceele cele mai bune, care aveau secții foarte bune de științe reale sau clase speciale de matematică, fizică, chimie, acolo trebuie căutați și, de fapt, de acolo provin majoritatea celor pe care îi auziți astăzi vorbind ca mine. Ceilalți nu pot vorbi ca mine. Ați avut noroc. Am avut noroc. Deci, de această, cum spuneam, persistența unei lumi educative anterioare. Acum, eu știu că istoria comunismului se rescrie după postcomunism ca un fel de istorie omogenă a unei distopii perfecte care continuă, ubicuie. Nu e chiar așa. Problema acestei societăți nu este atât să echivaleze și să telescopeze aceste memorii și experiențe, cât să-și definească un mod al său de a gândi lumea astăzi. Aici lucrurile merg destul de greu. Și într-un fel, pentru că motivul prezenței mele aici este seria Idei în Agora, asta încerc să fac aici. Încerc să expun publicul care vrea să se uite pe internet sau vine aici în sală la comunicarea în limba naturală între oameni inteligenți și instruiți. Și reușiți să-i aduceți, să-i luați din fața calculatorului? Oamenii nu prea vin. Publicul e mic, 30-40 de oameni. Unii sunt foarte deștepți, vin des, de multe ori. Eu sunt o figură enciclopedică, eu discut nu cu egală competență, dar cel puțin cu egală curiozitate, sfere foarte diferite și domenii foarte diferite. Fost pasionat de științele tari în adolescență și tinerețe, mă interesează multe lucruri. Prin urmare, meniul e vast. Și e normal ca publicul să se ruleze, nu să vină astăzi, deși mie mi-ar plăcea să vină mai mulți care să asculte și alte domenii decât acelea pe care le practică ei. Pe internet, acolo n-ai de unde să știi, pentru că sunt oameni de toată mâna care apasă acolo. Dacă ei intră în logica normală de pe Facebook și anume să dea un like de 0,2 secunde, e o posibilitate. O altă posibilitate să uite 3 minute sau 5. O singură dată la un film al unei conferințe pe care am ținut-o chiar eu, o conferință, nu un dialog, mi-am putut identifica niște ascultători, uitându-mă acolo în spate la YouTube,
la lista celor care se uită. La un moment dat, de exemplu, un pasionat ascultător sau vizitator din Chile, la altă dată, și am reușit să-mi dau seama de fiecare dată cine era. Adică odată era filozoful american de origine română, Costică Brădățan, care se găsea prin Asia pe undeva și l-am văzut că se uită o oră la un program de o oră. El e un om curios, inteligent, metodic. Altă dată erau niște prieteni germani. Deci îți dai seama. În rest, publicul probabil are o prezență la ecran acolo de un minut sau de două minute. Nu știu ce să fac pentru a îi face pe oamenii care nu sunt curioși să devină curioși. Curiozitatea lor are obiecte diferite de acelea pe care le pot eu produce și promova. Eu știu care este curiozitatea lor. Pe de altă parte, se pare bizar că în epoca internetului, când ai acces la atâtea informații, nu toate corecte, ce-i drept. Păi, dumneavoastră ați venit aici cu informații greșite și lacunare. Deci așa vine și... Deci se duce acolo și apasă nu știu ce și găsește. Când găsește 20.000 de locuri diferite, unde sunt 20.000 de tipuri diferite de informații, eu cunosc oamenii ăștia. Credeți că au vreo șansă să înțeleagă ceva? Eu văd rezultatul la cei care scriu și mă îngrozesc. La cei care scriu cărți și mă deprim. Deprim e o formă, să zicem, o figură de stil, că nu sunt depresiv. Dar, în fine, nici aia nu reușesc mare lucru. Care ajung să scrie, care sunt profesor în universități și abia ei, nici aceia toți. Ba, aș spune... Nici aceea într-o proporție rezonabilă. Cam aici suntem. Acum, chestiunea este așa, dacă, repet, vorbind în limba naturală, având cât mai puțin cu putință terminologie tehnică, oamenii nu sunt reținuți de tema discuției, atunci nu avem ce să mai facem. Singura dată, cred, în această serie, au fost până acum 75 de persoane s-au exprimat din vreo 14 țări la conferințe și dialoguri care s-au făcut sub această egidă. Deci am un fel de bază statistică destul de bună, bază empirică, pentru a face conjecturi cu privire la, pe de o parte, conținut pe care eu îl planific și, pe de altă parte, la recepția posibilă pe care niciodată n-am idealizat-o. Eu cunosc că, la propriile mele cărți, într-o vreme în care mi se făceau 50 de recenzii la o carte, să nu aveți impresia că eu găseam 3 în care autorul, semnatarul, înțelesese ceva din ce spuneam eu. Nu. Erau oameni care citeau destul de repede, nu înțelegeau mare lucru și vorbeau și ei ce se pricepeau. Deci eu sunt destul de sceptic în legătură. Oamenii instruiți și inteligenți sunt extraordinar de puțini. Mie mi-ar fi plăcut ca... pornind de la subiecte pe care eu le consider interesante, să apară o formă de curiozitate primară, nu? Care după aceea să poată fi cultivată și care să-l ducă pe omul curios puțin mai departe pentru lectură și studiu proprii. Singura dată în toată această serie când am ajuns să spun, am fost mai tehnic, eu în general mă abțin, deși eu vorbesc complicat, și de multe ori abstract, îți trebuie o anumită formare să înțelegi. Dar singura dată când am fost mai tehnic, invitatul meu și cu mine a fost la dialogul cu Mircea Dumitru, care este un filozof al minții, un filozof analitic, un teoretician al științei. Și în aceste discipline discuția este abstractă, n-ai ce să faci. Iar eu trebuia să-i replic cu lucruri din teoria istoriei, care și ea o disciplină destul de grea, destul de dificilă. Dar e singura întâlnire... noi ne-am simțit foarte bine, ne-a plăcut foarte mult. Destul de mulți din public prezent fizic aici și pe internet au reacționat, ne-au scris, nu știu ce, ne-au spus că au fost interesați. Vom face o publicație tipărită pe baza asta. În rest, chiar dacă de multe ori sunt informații care trebuie auzite și uneori sunt comunicate aici prima dată în spațiul românesc sau de prima dată într-o formă critică și articulată, ne-am ținut foarte mult de limba naturală.
Cât mai este omul de astăzi obișnuit să comunice în limba naturală? Pentru că eu văd însă și aceste mesaje în mod normal tinerii, vorbesc de cei tineri, și le dau pe diferite rețele de socializare. Aia este limba lor naturală. Acestea sunt sociolecte sau alte forme de argou, de limbaje codate. În sfârșit, asta este o poveste veche. Ele întotdeauna au existat. Nu a fost niciodată o problemă cu asta. Deci în momentul în care Kant scria cum scria, exista o mare parte din populație care folosea argouri și alte o vocabulare foarte, foarte punctuale legate de anumite sfere ale existenței. Astea nu sunt o problemă. Problema este când acestea sunt singurile lor limbaje. Deci dacă cetățeanul Costel, tânăr de 16 ani, scrie acolo în viteză și dă repede și nu știu ce, asta pentru mine nu e atât de mare problemă. Problema este dacă el face numai asta. Sau în special asta. Pentru că acest Costel va deveni, sau Giuliano, cum îi se spune acum, va deveni adult, va deveni un adult cretin. Deci ignorant, imbecilizat de propria sa practică de comunicare de această natură, în care inteligența nu are niciun fel de loc. Doar o reactivitate primară, care este natură viscerală, emoțională. E bună și asta. Sunt specii pe fața Pământului care trăiesc numai din asta. Și sunt înfloritoare. Nu aș putea să spun că ursul, de exemplu, sau balena, chiar e mai inteligentă, o scoatem balena din discuție, zicem, nevăstui ca crocodilul. Sunt specii care țin uneori de sute de mii de ani, unii de milioane de ani. Rezistă foarte bine, doar cu creierul reptilian. Nu au simțit o nevoie specială să folosească alte forme de creier. Deci eu știu că există o existență umană care se lipsește destul de ușor de etajele superioare ale creierului, ale gândirii. Poți să duci o viață relativ fericită sau nefericită în jocul ăsta de instincte, reacții și așa. Mulți oameni trăiesc așa. Problema este dacă, cel puțin la unii dintre ei, intervine un nivel la care discernământul, gândirea critică, judecata, care înseamnă deliberare într-o sferă pe care o poți controla, înțelege, cunoaște. Eu mă adresez oamenilor care au cel puțin rudimente de asemenea înzestrări sau cel puțin tind spre asta. Societatea de azi, ce mi se pare grav în legătură cu ea, cel mai grav probabil, este că a marginalizat complet tipul uman cult, enciclopedic, inteligent. Ăla este văzut ca un fel de mutant pe care îl poți expune eventual la circ pentru, dar gratuit, că acum nu mai e curioasă lumea. Înainte plăteau ceva să-l vadă pe ăla care spune de la coadă la cap zecimalele lui Pi sau care face calcule les savants sau de savants, cum se spuneau la englezi și americani. Nu? Ăla înseamnă savant în engleză. Ăla care poate să-ți spună ție lista tuturor faraonilor de la coadă la cap cu din trei în trei și așa mai departe. Dar el nu este inteligent decât în această formă aproape de autism și nu e nici cult, pentru că altceva nu știe. Și nu-l interesează. Bă, nu-l interesează, asta vine de la o parte din autism. Deci, chestiunea este care este pe această piață a populației românești în scădere, bineînțeles, și în gradată deculturalizare, publicul potențial pentru așa ceva. Cei care discută cărți de literatură sunt mai norocoși pentru că există un interes mai mare pentru ficțiune, pentru literatură. Scriitorii au și avut o infrastructură mai bună de dinainte de 89, de întâlniri, discuții, cenacluri, recitaluri cu tare. Lumea este socializată. Cultura la noi este în general redusă la această idee vagă de literatură. Și apoi câteva idei generale, cam pe aici suntem noi. Și apoi totul se varsă în considerația asupra situațiunii, asupra politicii curente, eu știu, asta este.
Acum întrebarea rămâne și încă n-am un răspuns, răspunsul mă curând de trist. Dacă mai există oameni care în toată această structură a noii culturi române și a sferei publice românești, găsesc interesant ca în loc să se auto-imbecilizeze privind la infinit aceleași persoane spunând aceleași lucruri despre aceleași lucruri, ceea ce este esențialul activităților din televiziune, simt nevoia să vadă și altceva. Acum, există o ofertă destul de mare, de calitate extrem de inegală. Ce am sperat ca în jurul acestei inițiative pe care am avut-o aici de în Agora, să apară un mic public care cine știe. Înțeleg că acest mic public oarecum a apărut. Ați spus că aveți deja un public stabil. Nu e mare. Nu, există la unii, de exemplu, la unele subiecte, să zicem, se uită 2000 și ceva de oameni la... Asta e maximum, 2300-400 de oameni se uită la un film din asta. De obicei e doar din 100-lor, nu miilor. Pentru că, de exemplu, mie mi s-a întâmplat în metrou, stând în picioare, cineva stătea jos, o persoană tânără, și de pe telefonul mobil urmărea un discurs ținut de Harari. Da, bine, Harari, după mine... Astea sunt discursurile pe care societatea postmodernă le promovează de formule ale inteligenței și înțelepciunii. Persoana care îți dă reguli de dezvoltare personală, care îți reduce complexitatea istorică a lumii sau actuală a lumii la trei principii. El îți va spune, da, vi se pare că totul este complicat, eu am să vă spun, este 1, 2, 3, 4, 5. Urmează o listă de principii arbitrare care produce o primă stupoare în rândul publicului și un sentiment, mi-l imaginez destul de exaltant, că ai găsit cheia universală. Aceste discuții pentru mine sunt destinate celui mai mare public incult. Asta e situația. Dar, mă rog, pentru că nu e așa, de fapt. Mari autori care sunt de obicei grupuri de negri lucrând din greu pentru a furniza datele și cazurile concrete unui guru. Asta așa funcționează. În spatele tuturor acestor nume mari autori de bestsellers există, de altfel ei mulțumesc la câte 500 de oameni, nu, acolo. Nu, nu sunt mulțumiri din politețe. Unele sunt. Soția, copii, vecinii, nu știu ce, mama, tata. Sunt listele de datorii directe care nu pot fi întotdeauna explicate, dar oamenii din domeniul le știu. Față de X care a spus, fii atent, există exemplu cu tare, eu cred că ăla s-ar potrivi. Sau nu, în situația în care tu vorbești de războiul din cutare, nu e așa. Sau acolo unde vorbești tu de teoria cu tare, e fals. Și rezultatul este că în asemenea bestseller se lucrează de către un vast colectiv de persoane, ajunge pe mâna unui grup mic de editori, foarte specializați, redactori de editură, care le scriu din capăt în capăt. Și așa, de exemplu, autori din ăștia mai prolifici de bestsellers, cum ar fi Paul Johnson, dintre ăștia traduși la români, dau bare după bare, după bare, după bare, vorbesc aiurea într-un mod absolut halucinant, carte după carte după carte. E, ce să facă? Este ca plagiatorii, se întâmplă cum a fost cu plagiatorii din România, de plagiatorii de mare, cu mare panaș, nu? Ei de unde se știe că nenorociții care au primit de la ei ceva pentru că le-au scris opera de doctorat, au plagiat și au plagiat de la unul prost sau n-au înțeles ce plagiau. Cam așa se întâmplă uneori și cu... Sunt uneori situații scandaloase în care câte un autor din ăsta de bestsellers este ras complet de recenzenți competenți care văd că la... Îmi amintesc scandalurile pe marginea Codului lui Da Vinci. A, bineînțeles, bineînțeles. Astea nu mai vorbesc. Astea să zicem că acolo unde există și o dimensiune speculativă, bineînțeles. Dar de dimensiunea strict documentară, acolo ei ratează de cele mai multe ori. Dar publicul consumă asta, publicul larg, acela pe mine nu mă interesează deloc.
Acești oameni sunt cei care vor continua să trăiască în beznă, având impresia unii dintre ei că știu ce se întâmplă, fiindcă au citit 10 cărți de acestea, suma sumarum 10 bucăți. E greu să le rup inima și să le spun, sunteți foarte drăguți, aveți jobul vostru acolo la bancă sau la compania de nu știu ce și aveți impresia că puteți citi după ore cele 5 cărți. Că de obicei așa se întâmplă. Sau 3, sau 2, sau una cu 5 puncte. E bine că faceți. Eu am o perspectivă etică. E bine că nu furați butelii. Înainte erau butelii, acum nu știu dacă mai sunt așa mult. Sau nu forțați bătrânele să treacă strada dacă nu vor. Zic, am o perspectivă etică. E mai bine să citești cărți proaste decât să faci lucruri socialmente reprobabile. Nu? Să te bați, să furi. Dar pe de altă parte ei sunt pe aceeași treaptă cu cei care fac lucruri reprobabile? Nu. E mai bine să facă lucrurile acestea. Deci am o perspectivă etică și e mai bine să citească decât să nu citească. E mai bine să citească o carte proastă decât să nu citească deloc. Asta e perspectiva mea, cum să vă spun eu, adânc omenească, știind că pentru a ajunge la lucruri mai complicate trebuie să ai și o șansă de la viață, să întâlnești oamenii care trebuie când trebuie, să ai puțin răgaz de la viață, să te lase, să ai puțin timp liber să te ocupi de asta când devii adult. Eu înțeleg că majoritatea oamenilor nu au și nu ei sunt vinovați pentru asta. Nici inteligența lor nu lipsește în multe cazuri. Am conversații foarte inteligente cu un șofer de taxi sau cu un instalator care, în mod evident, avea toate datele pentru a ajunge departe pe calea aceasta a cunoașterii. Dar viața l-a îndreptat în altă direcție, nu este el de... pentru aceea, cărțile făcute onest de introducere la un nivel accesibil în anumite domenii ale cunoașterii sau în anumite probleme, trebuie scrise. Acelea, da. Cărți care te introduc, de pildă, în istoria României sau în termodinamică și aplicațiile sale curente, ca să înțelegi anumite lucruri, sau istoria artei, sau lucruri de această natură. Există extrem de respectabile lucrări care fac această primă introducere. Acelea trebuie făcute. Și cine știe, poate că oamenii prin hazardul vieților lor, curiozităților lor, ajung vreodată să pună mâna pe așa ceva. Dar, din păcate, asta nu poate suplini ceea ce școala nu a dat, ceea ce învățământul nu a dat. Și aici nu-ți vine decât să plângi în momentul în care te uiți că dacă stau 12 ani pe băncile școlii, acești copii și apoi adolescenți nu primesc ceea ce ar trebui să fie, și anume un decupaj elementar, dar inteligent, inteligibil, critic, astfel încât ei să aibă o anumită idee globală despre lumea în care intră. Ar fi minunat dacă ar fi așa, dar uite că, din păcate, nu e așa. Vedeți vreo soluție? Vreo rezolvare la această situație? Soluția este, cred, în urma noastră, nu mai există. Nu se mai poate aplica actualelor societăți. Societățile postmoderne nu mai sunt sediul unui efort de cunoaștere sistematică enciclopedică. Sunt locuri în care cunoașterea fragmentară, parțială, numai instrumentală, însoțită de un sistem de cunoaștere întâmplătoare de tip Wikipedia, pe măsura unor curiozități de moment, care vin, trec și care de obicei nu lasă prea multe urme. Mai interesant este, nu știu cât va dura, este foarte mulți occidentali de azi, dintre cunoștințele mele și în foarte multe situații, am fost și eu atras în asta, sunt atrași de Asia de Sud-Est, în primul rând de China și Taiwan, de zona chineză, în care
oamenii par interesați inclusiv de aceste idei umaniste generale ale Europei, intrate în declin și în dezinteres aici. Asta este ceva uimitor. Nu-mi dau seama cât va dura până când societatea de consum chinezească va începe, a început deja, are multe din patologiile extreme ale altor societăți sud-est asiatice. Pionierii au fost japonezii și sud-coreenii acum. Asta se extinde la toată lumea. Și nu știu dacă în fața acestui val, tsunami, să-i spunem că suntem în zonă, se va menține ceva din interesul pentru marea cultură clasică occidentală. Vedeți o întoarcere a acestor intelectuali interesați de China, de această parte a Asiei, cu idei noi în Occident, care ar putea produce, să zicem, un reviriment? Eu vorbeam de cei din China care sunt interesați de noi. Cei care merg acolo, acum sunt în general doar specialiști. Sinologul se duce în China. Acum, odată cu interesul nou al chinezilor și cu resursele noi ale chinezilor, tot mai mulți occidentali își găsesc drum acolo, deși nu sunt sinologi, sau poate uneori nu știu nimic despre China, pentru că pot trata subiecte generale, de multe ori aducând din Occident oamenii cu care să discute, în fața unui public foarte interesat și aparent foarte motivat și uneori chiar competent. Mie mi s-a întâmplat, am făcut, să zicem, de exemplu, în Taiwan, care o țară de mărimea populației, ca populație, bine, ea crește și noi scădem, dar să zicem că ne-am întâlnit la un moment dat la cifra de 20 de milioane. Ei își vede treaba lor și cresc, noi de treaba noastră și descreștem. Bun. Taiwan este o societate interesantă pentru că fost regim militar, autoritar, nu știu ce, cu tare. Pe de altă parte, ea s-a și autoreprezentat ca un fel de continuatoare a culturii clasice chineze, în primul rând a confucianismului. Și acest nucleu tradițional al confucianismului, care de altminte este de interes pentru toată China continentală, acum întoarsă, cel puțin la nivel declarativ, până la vârful oficialității la confucianism, și apoi în celelalte țări, inclusiv Asia, inclusiv Japonia, Coreea de Sud, de asta se vorbește despre confucianisme și nu confucianism, sunt mai multe și așa, dar sediul lor, să zicem, central e Taiwan. Acolo poți purta discuții la un nivel foarte înalt cu oameni extraordinar de motivați și acest tip uman devine tot mai rar în Europa și Statele Unite. Aici spun, când spun Europa, zic și Statele Unite. Asta uneori îți dă un frison extraordinar pentru că vezi că mișcarea centrului de interes și odată cu această mișcare a centrelor de competență afectează nu doar ceea ce am văzut tehnologia înaltă, nu? Calculatoare, inteligență artificială, robotică, etc. Asta e un fapt consumat. Știm că acolo se fac lucruri mai bune acum. Nu doar mai ieftine, iar companiile locale au început să le vândă ele și nu să lucreze ca negri pentru americani sau europeni. Ei, faptul că acum sunt tot mai multe centre universitare în zona aceasta sud-est asiatică, nu atât în Japonia, unde fenomenul s-a consumat în mare măsură în perioada interbelică, când interesul pentru filozofia occidentală era major, cât vorbesc de China. În India e mult mai puțin spectaculos, pentru că nu pare să existe un... decât, bineînțeles, izolat într-un miliard jumate de oameni, desigur. Însă ei au tendința să fugă de acolo, să se ducă în America de Nord și Europa. Marile figuri intelectuale, eu nu mă refer la cei din tehnică, ăștia au existență globală, nu contează unde sunt. Dar din domeniul științelor umaniste, de obicei, indienii pleacă. Chinezii au avut acest circuit pe care l-a promovat chiar Mao în perioada de după Revoluția Culturală, în orice caz, Deng Xiaoping l-a promovat sistematic, să trimită cât mai mulți chinezi în discipline umaniste, repet,
tehnic, evident știm, dar în discipline umaniste. Așa că ne găsim într-o perioadă, după cât văd eu, în care interesul și competențele din domeniul științelor umaniste se află într-un regres masiv în Europa, repet, și Statele Unite. Există un fel de interes acolo, nu știu în ce direcție o va apuca, iar noi care suntem o cultură mimetică și marginală, așa am fost întotdeauna, trebuie să ne găsim oarecum rostul între aceste mega tendințe globale. În momentul de față nu cred că l-am găsit, pentru că producția intelectuală românească mi se pare derivată, provincială, neinteresantă. Din acest motiv nici nu figurăm în discuțiile internaționale mari decât tot cu clasicii din anii, tot cu Eliade Cioran, nu? Nu sunt figuri mari din România care să fie intrat în canonul nou cultural intelectual occidental. Poate asta se va schimba în următorii 10 de ani prin emigrarea masivă a românilor și formarea lor de la primele clase în sisteme de învățământ occidentale. Nu știu dacă asta se va întâmpla. În științe se întâmplă, în științele umaniste merge mai greu. Și pentru că acum am asentat, care este următoarea temă a conferințelor dumneavoastră? Și diseară avem aici am un dialog cu antropologul și sociologul Liviu Chelcea, care mi-a fost și student, care va face un fel de prezentare contrastivă între New York și București, bazată pe studiile lui empirice și pe reflexia lui ca antropolog și sociolog asupra acestor două realități. Va veni o discuție despre schimbarea în artele vizuale românești în jurul primului război mondial, apariția modernismului, și eu voi insista asupra antimodernismului, la care îl voi avea invitat pe Erwin Kessler, care va ține o conferință după care vom avea un dialog. Vor veni oameni ca Mircea Anghelescu, cu care voi discuta lucruri uitate și foarte importante despre secolul XIX cultural românesc. Va veni Mircea Martin la sfârșit, care lucrează de ani și ani de zile la coordonarea unui dicționar de termeni de culturali, teoretici, de critică literară, de teoria culturii, care s-ar putea să publice primul volum cu ocazia Târgului de Carte. El va fi în la sfârșitul lunii iunie. Și am dat câteva exemple. Încerc să încropesc un festival idee în Agora în ultima săptămână din iunie. În fiecare an trebuie să-mi iau o pauză de la România de câteva luni și deci aș vrea ca înainte de asta să fac în ultima săptămână din iunie un festival la care se invit oameni din străinătate care să discute cu români. Sunt români inteligenți și instruiți și aceea ar trebui să... Și voi face o garnitură mixtă de străini și români care să discute despre subiecte intelectuale timp de o săptămână. Sună foarte interesant. Vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul dumneavoastră. Eu vă mulțumesc. Pentru a ne spune lucruri atât de interesante. Eu spun, eu cred că sunt interesante. Acum, publicul... Vă mulțumesc încă o dată. Eu vă mulțumesc. Be smart. Be cool. Be fresh. BFM.